Băi, tată, a venit momentul să mai faceți și noi un videoclip pe canalul acesta, pentru că efectiv au trecut 2 săptămâni în care eu nu am mai postat absolut niciun videoclip, pentru că nu am avut nicio idee de ce clip să fac și live-urile sunt efectiv la fel ca și clipurile, nu știu ce live să fac, cu ce să fac live, pentru că dacă fac live cu Fortnite nu se uită nimeni, dacă fac live cu alt joc tot așa nu se uită nimeni, doar la Stumbleguy și la Brawl Stars se mai uită lumea, pentru că jocurile acelea, bine, canalul a fost bazat pe Brawl Stars, doar jocul acesta a fost. Și persoanele au plecat și de aceea canalul este foarte inactiv și de aceea sunt și eu foarte inactiv. Pentru că dacă canalul a fost bazat pe Brawl Stars și de fapt nu mai sunt persoane, eu nu mai am cum să postez alt joc, să mă joc Fortnite, să mă joc altceva. Pentru că persoanele dacă s-au uitat la Brawl Stars și Brawl Stars a murit, eu nu am cum să mai joc altceva. Dacă persoanele s-au uitat doar pentru Brawl Stars și ele au plecat când au văzut că jocul a murit, au murit. Știți? Și de aceea eu nu am mai postat așa foarte des cum postam înainte. Dar hai să facem și un clip cu Brawl Stars, pentru că să vedem cât de mare este impactul pentru acest joc în, la momentul actual. Chiar dacă se mai joacă lumea, pot să zic că se mai joacă lumea, dar nu se mai joacă lumea cum se juca odată, cum era jocul atât de popular. Bine, acum la modă este Stumbleguys, la modă, auzi. Acum la modă este Stumbleguys, Brawl Stars-ul e căzut, pentru că odată ce a apărut Stumbleguys, toată lumea, deci de fapt toată comunitatea de la Brawl Stars s-a dus la Stumbleguys și cam asta e. Nu uitați să rupeți și voi butonul like pentru că mă ajută foarte mult. Hai să dăm la treabă, să intrăm aici pe joc. S-a făcut și update, cred, nu știu dacă s-a făcut update sau nu, dar avem aici eventuri noi. După cum vedeți avem și noi un overlay frumos aici pe lângă webcam. Nu uitați, cum am zis mai devreme, să dați și voi un like pentru că mă ajută foarte mult. O să băgăm câteva meciuri, știu că o să fie plictisitor pentru că altceva nu am ce să fac într-un clip cu Brawl Stars. Cu Brawl Stars și auzi. Cu Brawl Stars îmi pare rău că m-am bălbuit sau am zis alte cuvinte, dar efectiv sunt foarte... Nu sunt așa foarte bine cu YouTube-ul ăsta, cu filmatul, cu chestii de genul ăsta, pentru că nu le am cu cum sunt YouTuberii mai mari sau, vezi, doamne, eu efectiv nu știu ce să zic în clipuri. Dar hai să dăm, aici un match de solo, o să ne jucăm cu Gas. Pentru că e și level mic, o să reușim foarte ușor să câștigăm. O să mai fac și un clip cu Stumbleguys, pentru că am văzut că v-a plăcut episodul celălalt. Și am zis să... De fapt, am zis acum să mai fac un clip. Încă o dată, repet, și am zis să merg și pe live-uri și pe clipuri. N-am zis-o pentru că n-am făcut niciodată clip cu jocul ăsta. Ăsta e primul clip. De fapt am mai făcut atunci când nu mai mergea Brawl Stars-ul pe emulator. Nu sunt un pro player la jocul ăsta, nu-mi cere să joc un versus 1, pentru că automat dacă eu nu sunt pro player și nu sunt atât de... Bă, joc, nu pot să zic că nu joc, nu sunt un jucător foarte slăbuț, dar odată ce voi ați avansat, eu nu am mai jucat de ceva timp jocul ăsta, nu prea mă mai joc jocul ăsta, nu stau să dau 1 versus 1 cu toată lumea, stau să-mi zic că a, e slab. Da, pot să zic că sunt slab, pentru că nu sunt pro player la jocul ăsta. Așa că vreau să mă iertați. Ia că mă bate Bull. Se pare că nu mă bate Bull. Ba da, mă bate Bull. 900 HP. Omul meu e furios. Haide mă mori odată, mă murlă, moiule. Bă, dar nu pot să-l bat pe Bull. Uitați-vă la el, bro. Da, ăsta e meciul meu. Uitați-vă la el prima ce face. O să mă duc să-mi iau și viața de aici, că omul meu nici măcar... Deci... What? M-a bătut? M-a bătut, bro. Deci eu nu pot să cred că El Primo m-a bătut. Pentru că l-am lăsat. Bine, nu chiar l-am lăsat 100%, dar am trecut așa prin el că pentru că am văzut că nu mă atacă și dintr-o dată m-a bătut. What? Cum o să mă bată, mă, bro? Că era ultimul bot. Ferească, mă, Dumnezeu, uite-l. Ia. Opa.
Bine, o să avansezi și la playeri mai buni odată ce crești în rank, în trofei, odată sunt și playeri mai buni. Da, da. Uitați-vă și voi la playerul ăsta, că zici că e mort. Stă acolo, nu face nimic și când mă duc spre el, gata, îmi dă hituri. Du-te bă de aici, Morțania. Morțania, mă mănâncă și nasul. Nu vă întrebați, nu bag una nas, dar dau așa pe lângă el. Pentru că aici mă mănâncă, nu în interior. Hai să mai băgăm un match, pentru că nu știu ce player ești la trofeele astea, bro. Deci eu n-am trofee mari pe ăsta. Tăte. Bro, ăștia, cum, deci, băi, deci atât de prost joc, mă? N-are cum să joc atât de prost cu ăsta. Bine, nu cu brawlerul ăsta, mă mănânc chiar nasul pe aici pe afară. N-are cum să fie playerii atât de bun, bro. De bun, auzi, de buni. Hai, bro, dă hit, bro, și lasă-mi să-mi iau și asta. Să-i bat pe mârlămoi ăștia. Că e jale. Nu? Pleacă bă de aici că mi se usucă și buzele din cauza ta. El Poco! Uite-te și la el. Deci dacă așa asta mă bate, n-are cum. N-are cum să mă bată. N-are cum. E imposibil. Deci dacă așa asta mă bătea. Uitați-vă movement. Când merg înainte și dau A. De fapt dau D. De fapt se cunoaște efectiv 100% când ești pe emulator. Uite, cum faci. Uitați-vă și voi cum face caracterul când ești pe emulator. Niciodată nu o să-ți facă ție caracterul așa când ești pe telefon. Pentru că n-are cum. N-are cum să-ți facă. Bă, dar unde e ultimul? De fapt, o, Rapapel. Suntem cu Rapapel. Rapapel, bă. Da, unde e? Unde ești, Rapa? Bine, nu mai suntem cu Rapapel, dar... Bine, mă! Asta zic. Am crezut că și ăsta mă bate pentru că mai aveam puțină viață. Deci dacă și ăsta mă bătea... Hai să închidea clipul. N-avea cum bro să mă bată și ăsta. Era imposibil. 200 de tokenuri. 288. Bine, strase pe dreapta. Avem și pe contul 20.000. Oh, frumos, frumos. Ia să vedem ce deschidem și noi. Dă și noi asta încoace. Oh, luăm și noi pe Chester. Bine, mai avem foarte mult până deschidem pe Chester. Pentru că pe contul ăsta nu cred că mi-au dat băieții chestii de la Trophy Road. Dar oricum, o să le facem noi rapidos. Adică, nu știu dacă rapidos, pentru că nu prea mă mai joc. Dar, hai să dăm un match. De fapt, să mai dăm un match. Nu să dăm un match, să mai dăm un match. Să vedem care este treaba. Nu știu de ce, dar trebuie să fac mereu așa. Nu știu, efectiv, nu știu de ce, dar... Uite, iar. Hai să vedem dacă ne bat și băieții ăștia, pentru că... De fapt, nu dacă ne bat și băieții ăștia. Pentru că băieții de data trecută i-am cam bătut. Nu! Nu! Ștefan Extreme te cheamă? Ștefan Extreme te cheamă? Bine. Bine, Ștefan Extreme te cheamă. Bine, las că discutăm noi. Stai așa. Stai că nu mai văd ăsta aici. Settings. Nu la settings, bro. Nu la settings, la ăsta aici. Ștefan Extreme te cheamă? Unde ești? Stai, aici stăm până să termină meciul. Până să termină meciul, unde ești? Uite-l pe Rapapel. Uite-l pe Rapapel. Deci nu pot să dau adul Rapapel. Păi, uite-l pe... Big Family. Ce logo avea ea? Aici. Big Family. Logo cu albastru, da? Stai că nu mai văd. Big... Family. Unde
Unde ești, mă, mărlămoiule? Aici e. Nu e nici ăsta. Nu e ăsta, bro? Le iau și pe toate cu albastru. What? Dar de ce nu găsesc clubul pe... în care este el, bro? Mă, cum? Trebuie să scriu efectiv la fel, bro, cu litere mici? Big Family. Deci nu pot să-mi dau seama cum găsesc clubul ăla. Ia să scriu eu așa. Big Family. Așa. Aici e, bro. Ăsta e, dar nu-l e ăsta, bro. Trebuie să fie... Unde ești, bro? Nu găsesc clubul. Băi, mă rog, poate o să-l găsim, poate nu, dar sper să vezi acest videoclip, Ștefan Extreme. Băi, cam atât și cu clipul ăsta, sper că v-a plăcut. Foarte silențios, foarte plictisitor așa pe sfârșit. Pentru că m-a bătut Ștefan Extreme. V-am salutat. Ne auzim pe data viitoare. Pace.